Din cauza faptului că nu avem autostrăzi funcționale, atunci dacă vă uitați, noi pierdem cam aproape 3.000 de oameni pe an își pierd viața în accidente rutiere, iar dumneatale când citești că au fost 2 morți și 3 răniți. Din aia 3 răniți, în următoarele 1, 1, 2, 3, mai mor 1 sau 2. Deci, practic, vorbim de vreo 5.000 de oameni pe an morți în accidente rutiere. Are o pagubă senzațională. Iar nu poți calcula, de fapt, ce înseamnă să ai minus 5.000 de oameni. Majoritatea lor sunt tineri. Ce viitor, ce aport ar fi putut să aibă? După aceea, cât costă sistemul medical, existența răniților, invalidități, etc., cât costă sistemul de asigurări, repararea, susținerea financiară a pagubelor materiale care s-au întâmplat în timpul unui accident, dacă îi socotea așa de adevăratele, eu cred că am putea face în fiecare an, ce știu, poate zeci de kilometri de autostradă sau de infrastructură feroviară, numai din banii care îi pierdem în acest fel. Da? Banii secundari, e vorba de oameni în primul rând aici. Asta este o problemă. După aceea am văzut, nu facem nimic. Am încercat să introducem accize, de exemplu, pentru combustibil, să facem autostrăzi. Noi suntem un neam de cărcotași. Toți. Inclusiv dumneavoastră. Deci, dacă... Dacă nu dăm cei 7 cenți, să spunem, taxă sublimă, acciză pe motorină, n-avem nici măcar speranța că vom face autostrăzi. În felul ăsta, să spunem, ne criticăm unii pe alții, că poate nu dăm toți banii la autostrăzi, că poate nu cu tare. Dar din Cluj în București, azi, sunt 400 de kilometri, dacă ar fi o autostradă, ar fi mai puțin, că nu te mai duce până toate statele că ai venit drept, n-ai face 6 ore, că ai face 4 ore, n-ai luat de 273 de ori curbă la stânga și de 272 la dreapta, că odată uiți să o faci și intri în copac, n-ai avea uzură de sistem de frânare, direcție, suspensie, etc., consumuri. Adică toate aceste lucruri, de fapt, azi, toți cei care se plimbă pe infrastructura rutieră, același lucru și la feroviar, același lucru și la naval. Într-un fel sau altul, dar în esență același lucru. Deci, pe noi ne costă transportul în România probabil cu 30% mai mult decât suta de kilometri în Germania. Unde se urcă tirul din punctul A în punctul B, pune tempomatul pe 80 la oră, pe banda întâia, poate frânează odată, poate niciodată, poate ia curba la stânga sau la dreapta, poate niciodată, consumul este mai mic, fără îndoială, în situație de funcționare constantă a motorului. Bun. Și atunci, dar ei ori făcut, într-un fel sau altul, și ori făcut de autostrăzi. Noi, dacă am considerat că asta e șansa noastră, noi trebuie să dăm 7 cenți pentru treaba. Trebuie să o facem. E mai mare scandalul de ce... Că altfel, măcar așa mă costă 7 cenți mai mult, dar am speranța că în timp voi rezolva și această problemă. Fără ăștia n-am nicio speranță. Care e speranța? Cine să dea? Tot noi trebuie să dăm.